problemele pe care el le-a prezentat în fața națiunii și de reacțiile pe care le-a stârnit, că oamenii, majoritatea bărbaților au fost împotriva lucrurilor pe care tu le-ai făcut și te-au amendat și ți-au spus la momentul respectiv. Dincolo de toate aceste probleme, spuneam, imaginea ta a fost una ok, de bărbat elegant, de bărbat, care și-a depășit cu mult condiția, dacă e să vorbim și să ne referim la faptul că tu ai pierdut o mare parte din viață prin cantonamente, te-ai autoeducat, ca să zicem așa, și ai făcut-o extrem de bine. Așa cum spune și Mara, o poziție ca asta este aproape umilitoare, dacă n-ar fi cuvântul prea dur. Cum naiba ai ajuns în faza asta, de la un om de afaceri prosper cu milioane în cont? Lucrurile sunt foarte simple. Acum câțiva ani s-a întâmplat o mare nenorocire vis-a-vis de instalația din blocul respectiv. Uh-huh. Am fost anunțat, nu eram acasă, am fost anunțat că am inundat vecinii de jos. Am chemat repede pe cineva, un instalator, care a început să spargă, să vadă despre ce este vorba. Eu, spunându-le la vremea respectivă oamenilor de la administrația blocului, că la mine nu se poate întâmpla lucrurile astea pentru că am schimbat toată instalația și am pus-o din cupru, sănătoasă și așa mai departe. Nu. Și atunci am chemat un instalator, a spart absolut tot, pe la chiuvetă, pe la baie, pe la cadă, la toaletă, la caloriferul care e pe perete. În sfârșit, am devastat baia, da? Okay. Da. S-a dovedit că acea scurgere și inundație care era jos era de la coloana centrală a blocului, care era foarte veche, mă rog, blocul este din 76. Am reparat tot, am pus gresie la loc, am pus faianța la loc, mă rog. Și acum au rezultat niște costuri. La vremea respectivă am vorbit cu administratorul blocului, care era un domn extraordinar cu care mă înțelegeam, i-am dat copie după facturile respective, în valoare de vreo 8.000 de lei era toată reparația. Am zis să facem o compensare cu ce am de plătit la întreținere, niciun fel de probleme, numai că acel administrator a fost dat afară de Asociația de Proprietari într-o săptămână. Am înțeles. Ok. Am zis mai departe să ne înțelegem, că ei aveau fotocopie după facturile care le-am, costurile respective, după care m-au atacat în instanță. În prima instanță eu am câștigat. Le-au anulat toată acțiunea, absolut, numai că la apel m-au dat în judecată că nu eram în țară. Deci un lucru foarte mai urât că ăsta nu se putea, pentru că n-aveam cum să mă apăr. Eram în celebrul show televizat din Cipru. Uh-huh. Da. Și atunci au câștigat în a doua instanță, după care s-a urmat un titlu executor. Acum, vorba mare, îți dai seama și oamenii ăia din bloc. Te vedeau pe tine dâr la în show și ei cu datorii la... Că show-ul s-a difuzat după ce a fost filmat. Da, după. Mă rog, ca idee, e vorba de stare, da, de spirit, știi? Bă, pe ăsta chiar nu-l interesează, adică... Da, ideea este că eu n-am acceptat să fiu furat, pentru că noi acolo, gândiți-vă că noi iarna, în plină iarnă, cum a fost iarna trecută, aveam 1200-1300 de lei la întreținere. Eu deseori am pus problema... Păi stai puțin, întreținerea ta din ce e compusă? Că e mult. Apă caldă, apă rece, niște icre negre pe care le comandă. Gaz. Asta e tot. Deci nu ai centrală proprie. Noi iarna nu avem apă caldă. Atenție. Nu ai centrală proprie în apartament. Nu avem centrală proprie. Bă, da, acum s-ar întreba oricine. Tu cu atâtea milioane învârtite de-a lungul vieții, ai rămas într-un apartament de ăsta de bloc vechi? Nu puteai să stai și tu într-o zonă, într-o casă? Habar n-am, ai făcut piscine pe la o grămadă de oameni. Păi deci ai făcut și tu propria casă. Dar eu am încercat să... Toți banii care i-am câștigat, am încercat să crezi ceva. Pentru că o casă nu ți-aduce bani, da? O casă îți aduce numai cheltuieli. Dacă fac cea o casă, ok. Da, da. Și atunci am încercat să crezi o afacere, un business. Adică, da? Corect, da. Am încercat, am strâns o groază de bani, am încercat să fac un business, să crezi, să multiplic banii ăștia, înțelegi? Că așa era logic să fie. Eu am venit din Franța cu un bagaj de cunoștințe, să vin în țara mea, să investesc în țara mea. Uh-huh. Am făcut și bani aici, am investit în țara mea. Numai că investind în țara mea, mi-am dat seama că am făcut o mare greșeală. O mare greșeală și e regretul vieții mele că eu m-am întors în țară și am investit bani în țara asta aici. În condițiile în care eu gândiți-vă că am investit... Banii în cauza țării? M-am chinuit 8 ani de zile să pun pe picioare un proiect singur, l-am pus pe picioare, am plătit o taxă de autorizare de 86.000 de euro și... El cu piscinele, nu? Da, cu acuaparcul respectiv. Acuapar. Și în două instanțe m-au trimis acasă, am un portbagaj de acte, am un stand la inimă și nu am nimic.
și sunt în insolvență. Hai să vă spun despre insolvență. Firma care a creat acest aquapark, firma n-are datorii. Știți de unde vin datoriile? De pe vechiul cod fiscal, să explicăm oamenilor despre ce este vorba. În vechiul cod fiscal era un articol de lege care spunea în felul următor. Toate firmele care au proprietăți și bunuri imobile pe firmă trebuie să facă acea reactualizare a imobilului respectiv. N-am știut să fac lucrul ăsta și nu l-am făcut, într-adevăr. Asta e mea culpa și mi-asum lucrul ăsta. Pentru că n-a scris pe nicăieri, nu s-a anunțat nicăieri. Un cod fiscal, un articol. Trebuie să refaci evaluarea la apartament. Ei, eu n-am făcut-o. Știți ce scria în codul fiscal? Să face o impunere a locuințe respective de la 1 la 30% din valoarea de achiziție. Asta este îngrozitor. Știți cât mi-a venit mie impozitul anual pe apartament? 55.000 de lei. Oameni buni, 55.000 de lei. Dar valoarea... 30%, da. Eu l-am cumpărat cu 55.000 de euro, ori 30% fac 15.000 de euro. Asta eu pot am să plătit... înțeleg, dar nu pot să înțeleg codul fiscal, că și acum e o nebunie cu 600. A durat 6 luni de zile și au scos legea. Dar plătește apa caldă și apa rece la bloc? Cum? Pentru că nu vreau să fiu furat marea. Da, asta îți rezolvi într-o instanță. Mi-au băgat banii în buzunare. Știți de ce? Eu când m-am mutat la acel bloc, eu am cerut să pun o țeavă de gaz, de jos până sus, fiecare să se conecteze și să-și facă o centrală de... Nu vrei să fii furat de administrație. Asta pot să înțeleg, dar tu te gândești că oamenii ăia din bloc trebuie să plătească pentru tine pentru a nu li se opri gazele? Poate sunt bătrâni, poate au copii, poate... Ce vină au ei? Au o vină. Au o vină că n-au atitudine. Eu nu cred că... Au o vină că n-au atitudine. Și de ce? Pentru că eu sunt singurul cu un vecin din față care a luat atitudine vis-a-vis de ce se întâmplă în acest bloc. Știți cât am investit noi numai în schimbarea țevilor? Timp de 10 ani de zile? 10.000 de lei. Știți că noi reparăm terasa blocului de două ori pe an și niciodată n-a văzut un sac de ciment? Niciodată n-a văzut un sac de ciment? Ajung la ce spune Dan. Plătește deci datoriile și mută-te dacă ești nemulțumit. Pe față. Acolo este o japcă pe față. Și nimeni nu spune nimic. Păi și acum, cei din bloc am încercat să facem, să luăm o atitudine cu toții. Băi, stați așa puțin, că nu se poate. Voi administrația de proprietate. Cei din bloc ar putea să ia atitudine împotriva ta și să te mută de acolo. Și dânsii plătesc, din ce am văzut eu pe acele tabele publicate și în presă, e singurul cu... Aveai la un moment dat 34.000 de lei. Nu știu de acum cum ai fi crezut. Da, 34.000 de lei sunt, da. Adică... Dintre care jumătate sunt penalități, atenție. Da, dar restul oamenilor plătesc. Ce se întâmplă cu penalitățile astea? Probabil că dacă tu te-ai duce mâine să plătești suma reală, nu ți-ar mai lua penalitățile. Că așa nu există doar așa ceva. Nu, dar știi ce poate să facă? Eu înțelegerea cu ei, n-am ajuns la o înțelegere cu ei, pentru că pe ei interesează penalitățile. Ei îl dau în judecată, adică procedura e foarte simplă. Îl dau în judecată și Marcel la primul termen vine cu o chitanță că din suma de 34.000 de lei a plătit 800 de lei. Stevile. Da, a plătit, nu, a plătit 800 de lei și procesul pică, adică instanța nu va mai considera că el e rău platnic. Uite, domnule, vrea să plătească, a început să plătească, dar suma chichițe, de fapt rămâne tot mare. Și trebuie iar să-l dea în judecată. Eu nu știu, nu te înțeleg. Nu te înțeleg nici ca omul pe care îl cunosc, nu te înțeleg nici ca persoană publică, pentru că, repet, noi trebuie să avem o conduită vis-a-vis de cei din jur puțin mai altfel, că suntem moraliști, poate unii dintre noi pe la televizor și atunci trebuie să avem grijă. Și nu ți înțeleg atitudinea vis-a-vis de cei care locuiesc pentru acolo. Pentru că n-am ajuns la un consens. Pentru că știu că stai cu doamne în vârstă. Datoriile s-au acumulat în timp. Da, în timp, da. Cât pentru că an de zile, nu? N-au fost de acord să ajunge la un consens, domnule. Cine n-a fost de acord? Administrația. Păi judecă-te cu ei, dar plătește-ți datoriile. Au câștigat, eu nu mai pot să am o acțiune împotriva lor, pentru că este definitivă și revocabilă. Atunci o să te dea afară. Nu o să mă dea afară, pentru că firma este intrată în insolvență de pe 8 ianuarie. Auzi, da, tu vorbeai asta cu Maria? Cu... Cum? Tu vorbeai lucrurile astea? Ia foarte bine lucrurile. Și ea ce zicea? Că, uite, mă rog, că a părăsit, barca. O gospodină gândește altfel, știi? Dacă, adică, dar ea era trecută la întreținere? Bineînțeles, cum să nu. Păi jumătate din sumă îi revine, nu? Să lăsăm... Mă gândesc și eu. Adică ea îți dădea partea ei? Păi stai, mă, câți ani de zile s-a adunat suma aia? Că interesează... Păi dacă e 13 milioane pe lună, Bordea, în câți ani s-a adunat suma asta? În 2 ani, în cât? Păi vezi, dacă te-ai dus până la urmă la notar, dacă te duceai la proces, împărțeai suma. Nu, Dane, nu era trecut două persoane, era trecut două persoane. Executarea asta silită care a... Procedura de executare silită care a demarat-o administrația de proprietari s-a suspendat în urma intrării în insolvență. Ce se întâmplă în situația asta? În situația asta... Bagă apartamentul în faliment. Nu.
ți-l vinde. Nu. Ascultă-mă. Mai încearcă. Procedura de insolvență este în felul următor. Statul are să-mi dea mie niște bani. Eu am dat bani la stat. Se face o adunare a creditorilor firmei. Adică ca statul, rapid. Statul, da. După care eu, administrația de proprietari, da? După ce se adună banii de la stat, că statul are să dea mie niște bani, foarte mulți bani, înțelegi? După care se împarte la stat, la administrația de proprietari și așa mai departe. Foarte simplu. Și ce vină are, să zicem, o bătrână de 80 de ani, doi avea-o tu prin bloc, care trebuie să plătească până îți dă ție statul și întreținerea ta? Că altfel nu era de procedura de insolvență călbură. Este relativ simplă și rapidă. Nu e, mă, Marcele, e o chestie de umanitate. Nu, eu, repet, nu pot să te înțeleg. Una e, în primul rând, e apartamentul în care locuiești. Da. În care ți-ai trăit ultimele trei povești de dragoste, căsnicii și ce mai sunt. Eu, sens, personal, nu pot să te înțeleg. N-aș proceda așa. Eu am una încercat e să firma mă înțeleg cu ei și nu am și reușit. Și un sediu de firmă. Și alta e să, din cauza acestui lucru și al unei ambiții, dar nu e să vorba suferă de ambiție, un bloc întreg. Ba da, pentru că vrei să zic ceva, eu mă gândesc, de exemplu, la bunica mea, care are 85 de ani. Și-ar fi stat în blocul ăla. Și-ar fi stat în blocul ăla. 1700 de lei pensie și are 3 camere și n-are o datorie. Își plătește datoriile la stat, dar dacă ar avea unul sau doi ca tine să trăiască, să plătească și partea ta de întreținere, cum ar fi? Adică nu-i corect. Mara, oamenii ăia n-au nicio Mara, vină. Mara, dar să mi se bage mâna în buzunar, crezi că e normal? Dar nu-ți bagă administrația mâna în buzunar, că tu ai consumat și apă caldă și căldură. Nu e adevărat. Eu am făcut niște reparații și nu mi s-au recunoscut. Bine, uitați-vă, nu e vina mea. Păi ai pierdut procesul. Păi dacă n-am fost în instanță, dacă nu am fost prezent. Dar nu e problema fizic, nimănui, n-aveai avocat? Păi dacă unde? Dacă eu nu știam, eram plecat. Păi cum, dacă era apel și te reprezentai, că nu, uite, iau locul păi lui Ionașcu. Puțin, că, deci dacă te reprezenta deci la fond, în prima ascultă, instanță, ai da? Câștigat fondul, da? Te-a reprezentat da? Un avocat, da? Da. De ce nu te-a citat pentru apel la cabinetul avocat?